Hey loves și bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi v-am pregătit un videoclip care este extrem de nepregătit, ca să spun așa, în sensul că este un videoclip super chill în care stau jos. E deja târziu, e aproape 8 seara, prin urmare nu am lumină naturală, am un bec care îmi vine pe față ca să fiu cât de cât luminată. Nu am scos terepiedul pentru că mi-a fost lene, așa că stați pe 3 cutii și o cutie de ceai. Da, și cam atâta. Dar am vrut musai să fac videoclipul ăsta pentru că am primit foarte multe întrebări și m-am gândit că ar trebui să-l fac din timp, ținând cont că înscrierile la facultate vor începe curând și cred că este important să ne știm opțiunile din timp, mai ales că bacul vine curând, să zic așa, și atunci e bine, consider eu că dacă din luna aprilie deja ar trebui să știi unde vrei să te îndrepți, încotro vrei să te îndrepți. Bun, deci acesta a fost un mail. În videoclipul de astăzi, după cum ați văzut și în titlu, vom discuta despre facultate, despre studii în general. Mi-a fost foarte cerut videoclipul acesta, toată lumea a fost interesată, bine, nu toată lumea, o mare parte dintre cei care mă urmăresc au fost interesați de studiile mele, de ceea ce studiez eu, de ceea ce fac eu. Și am spus că voi face un videoclip în care să vă dau așa câteva tipsuri, poate învățați ceva din experiența mea, poate vă ajut într-un fel sau altul. În cazul în care auziți gălăgie este pentru că am musafiri. Da, știu, o să ziceți că sunt nepoliticoasă. Mă rog, sunt niște prieteni foarte buni care au venit la noi și facem un grătar în seara asta. Dar eu am zis ok, vreau musai să filmez videoclipul ăsta pentru că vreau să livrez la timp contentul. Și am zis ok, hai să filmez un videoclip puțin mai relaxat decât celelalte pentru că am filmat două vloguri diferite. Știu că vă interesează și câștigătorii concursului, pentru că știți că în fiecare lună am primit un mesaj, stați un pic să-mi dau telefonul pe silent, că așa nu vom putea face nimic. A, da, știți că în fiecare lună eu organizez câte două giveaway-uri. Nu voi face extragerea acum în direct și asta pentru că de-abia astăzi a apărut videoclipul, ultimul videoclip din luna martie. De asemenea, nu s-au strâns foarte mulți candidați pentru premii, așa că m-am decis ca unul dintre premii să îl ofer pentru luna martie, iar pe celălalt îl păstrez pentru luna aprilie. Veți avea aici o fotografie cu cel care va începe, cum ar veni, de acum din aprilie. Cred că cel mai bine este să trec câștigătorii la finalul videoclipului, pur și simplu vă pun prin screen cu cine a câștigat și așa mai departe. Bun. Am lămurit și partea asta, așa că cred că am putea să începem videoclipul pentru că intro-ul ăsta este deja destul de lung și cred că pe toți vă interesează de ce ați dat click pe acest videoclip. Am o listă pe telefon pe care mi-am făcut-o. Am zis totuși să nu vin chiar așa nepregătită și să nu vorbesc, adică să știu cât de cât despre ce aș vrea să vorbesc. Aș vrea să încep prin a vă face așa un mic story time. Story time? Da, story time. Story time. În fine, o să vă povestesc puțin parcursul meu universitar, să spun așa. Eu am terminat liceul în 2011. În 2011 eu m-am decis, eram super hotărâtă că eu îmi doresc să devin avocat, mă rog, de fapt notar. Prin urmare am dat la Facultatea de Drept, Universitatea din București. Și m-am pregătit intens pentru acest examen, am făcut economie și gramatică, pare mi se. Astea au fost cele două materii. Am avut niște grile, nu mai știu câte, dar oricum parcă a durat vreo 3 ore examenul, dacă nu mă înșel. Și au fost niște grile, să zic așa, cu răspuns multiplu. Pentru că voiam să am o rezervă, să zic așa, un backup, am zis ok, și dacă nu intru la drept eu ce fac? M-am gândit că cel mai bine ar fi să mai aplic la o facultate și pentru că eram foarte fascinată de tot ce înseamnă jurnalism, publicitate, relații publice, studiul cu omul, să spun așa, am zis ok, o să dau la jurnalism, la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, tot la Universitatea din București și măcar am alternativă, măcar nu stau un an pe bară. Am dat admitere la cele două facultăți și când a venit rezultatele, surpriză, am intrat la ambele. Și pentru că eu urăsc să iau decizii, am zis că sunt eu mai comod și că voi fi capabilă să le fac pe amândouă, simultan. Așa că am început să studiez la ambele facultăți în același timp.
toate bune și frumoase până la prima sesiune, în care mi-am dat seama că examenele mele se suprapuneau. Prin urmare, în afară că aveam o sesiune dublă, adică 12 examene dintr-o parte cu 12 examene dintr-o parte, aveam zile în care aveam două examene la aceeași oră. Și trebuia să aleg, bineînțeles, și evident că m-am dus la cele la care, la examenul la care consideram că am mai multe șanse să iau notă mare. Și a fost foarte ok, în sensul că de fiecare dată am ales să mă duc la jurnalist pentru că știam că voi lua note mari și că voi trece. Chiar nu am avut nicio restanță la jurnalist în primul an, dar nu, mi-am dat seama că nu pot să continui așa. Prin urmare, după un an și jumătate, cam așa, am decis să rămân la o singură facultate, am renunțat la facultatea de drept. Mi-am dat seama că nu este de mine, mi-am dat seama că nu-mi place, că nu mă pasionează și nu neapărat asta, dar că memoria mea nu este suficient de bună pentru a reține toate lucrurile alea, pentru că erau foarte multe lucruri pe care trebuia să le reții efectiv motamo, iar eu nu sunt genul, adică eu sunt o fire artistică. Mie, dacă îmi spui că Ana are mere, eu îți voi povesti cum merele Anei sunt galbene și roșii și frumoase și le ia din copac. Prin urmare, am hotărât să rămân la jurnalism, după 3 ani am terminat jurnalismul, iar mai apoi m-am decis să fac un masterat pe limbi și literaturi străine, mai exact un masterat de traductologie pe limba italiană. Am dat examen pentru acest masterat și am fost foarte fericită că am intrat, și asta pentru că eu limba italiană nu am studiat-o niciodată, deci eu nu am avut niciodată un profesor, eu tot ce știu am învățat de una singură. Prin urmare, să intri la o facultate de profil, la un master de profil, cu cunoștințele dobândite fiind autodidact, este un sentiment foarte, foarte plăcut. În fine, am intrat la master, am făcut 2 ani de masterat. În momentul de față am diplomă de traducător și interpret pe limba italiană. După care, după cum bine știți, m-am mutat în Anglia. Aici vine povestea interesantă, de fapt. Știți că v-am spus la început că eu, de fapt, mi-aș fi dorit să fac... că pe mine mă fascina munca cu omul și relațiile publice și publicitatea, lucruri care au oarecum treabă cu psihologia. Eu mi-am dorit foarte tare să devin psiholog. Numai că la momentul la care eu am dat la facultate, psihologia era un domeniu nu atât de căutat în România. Inclusiv acum, dacă mă întrebați pe mine, există concepția asta acum că te duci la psiholog doar dacă ești nebun și că e o rușine să te duci la psiholog, ceea ce nu este deloc așa. Prin urmare, mi-a fost frică să dau la o facultate cu care am crezut eu la momentul respectiv că nu am un viitor. Tocmai de asta am și dat la drept, pentru că știam că meseria asta de notar ar fi o meserie care mi-ar asigura un viitor și un trai bun. Revenind din nou, v-am zis că m-am mutat aici în Anglia și căutând joburi în general, am văzut că sunt foarte multe joburi pe psihologie. Și pentru că am o prietenă aici în Anglia care este deja psiholog și profesează în domeniu, mi-am dat seama că într-adevăr asta e ceea ce îmi doresc să fac. Așa că am aplicat la facultate, am găsit o facultate aici în zonă și lucrul cel mai interesant este că am găsit un masterat care îți, de fapt nu e un masterat, este un curs, să spun așa, care mie îmi transformă studiile inițiale în psihologie. Adică eu după ce termin anul acesta de facultate, aveam varianta de a alege între un an sau doi, eu am ales să fac unul singur, în sensul să fac intensiv, ca să termin mai repede. Dacă fac anul acesta, cu diploma asta o să fie ca și când eu aș fi terminat licența în psihologie. Deci, practic, eu fac 3 ani, de fapt, într-unul singur. Am ales lucrul ăsta tocmai pentru că voiam să termin mai repede, pentru că îmi doream să ajung să lucrez mai repede. Deci ăsta este cursul, să zic așa, masteratul pe care eu îl fac. De asta zic eu un pic ciudat, pentru că în România nu am găsit până acum conceptul acesta. În schimb, aici l-am găsit și v-am zis, mi se pare foarte interesant. Am aplicat pentru acest curs, să-i spun așa, cred că undeva prin luna mai, iunie... Nu mai știu să vă zic exact, ideea este că am aplicat pur și simplu online, mi-au cerut acolo niște documente pe care eu le-am pus la dispoziție, iar în final am primit o scrisoare care mă condiționa, să zic așa. În sensul că dacă eu respectam tot ceea ce scria pe acea scrisoare, îmi dădeau o ofertă finală, să zic așa. Și pe acea scrisoare scria
că trebuie să dau examenul IELTS și să iau peste 7, cred, 6,50, 7, ceva de genul ăsta, nu mai știu exact. Cert este că asta nu-i nota, asta este gradul, zic așa. Deci nu e, ai luat nota 6, nu, e vorba de nivelul pe care îl ai, adică ei vor să vadă că știi să scrii, că înțelegi, că poți să vorbești, că ești capabil să porți o discuție academică și așa mai departe. Asta era una dintre, asta era una dintre condiții și a doua condiție era să fac rost de o scrisoare de, cum se numește, o recomandare, o recomandare de la unul dintre foștii mei profesori. Ideea e că am făcut asta, am dat IELTS-ul aici în Anglia și am luat mai mult decât aveam nevoie, adică chiar am fost foarte mulțumită. Cu scrisoarea, să zic, a fost un pic mai dificil și asta pentru că mi-a fost destul de greu să găsesc un profesor care să-mi dea o recomandare. Nu pentru că nu aș fi fost un student bun, dimpotrivă, chiar am fost genul de student care se ducea la cursuri, care își făcea temele, care nu am ridicat niciodată probleme, numai că dintr-un motiv sau altul profesorii pur și simplu nu mi-au răspuns la e-mail-uri, dar îi sunt recunoscătoare unui profesor de la Facultatea de Jurnalism. Este persoana la care nu mă așteptam să-mi dea o recomandare și asta pentru că domnul profesor este o persoană extrem de ocupată, o persoană extrem de cunoscută în domeniu, să spun așa, care latura asta de profesor universitar o face de plăcere și atât. În rest, dumnealui are mult mai multe proiecte și este foarte respectat în ceea ce face și dintre toți profesorii mei ar fi fost persoana cea mai ocupată. Și mare mi-a fost uimirea în clipa în care i-am dat e-mail și cred că i-am dat e-mail dimineața, iar el seara deja mi-a răspuns. Iar a doua zi am trimis-o deja pe mama, pentru că eram în Anglia, să îmi ia recomandat. Am apreciat enorm gestul dumnealui și modul în care s-a bucurat efectiv pentru mine și pentru noul drum pe care mi l-am ales. Mai departe, ce am dat la facultate, stai să mă uit, aici am intrat, ce am zis să mai zic. Asta am zis, ca documente, am avut nevoie de toate documentele din țară, am avut nevoie de diploma de bac, am avut nevoie de diploma de la facultate, foaia matricolă, buletin, nu, pașaport, nu buletin, și bineînțeles National Insurance Number, ăsta este un fel de număr pe care îl primește fiecare individ care vine aici în Anglia și care îți dă dreptul de a locui și de a munci aici. Mai departe, să vă zic un pic mai multe despre cursul acesta pe care eu îl fac. Deci, după cum am spus, eu fac un an în 3. Este un curs greu. Este un curs foarte greu. Nu mă așteptam. Ar fi trebuit să mă aștept, pentru că totuși să reușești ca toată informația pe care cei de la universitate o capătă în 3 ani să o faci într-un an de zile, nu este atât de simplu. Dar este extraordinar de frumos. Ce aș avea de reproșat facultății de aici? Cred că sunt în măsură să-mi dau presupusul, pentru că eu totuși am terminat 2 unități de învățământ universitare în țară și una aici, adică, mă rog, sunt pe cale de a o termina, deci am experiență, și aș putea să le compar pe cele două. Eu mă așteptam ca universitatea în străinătate să însemne mult mai multă practică, ceea ce nu este așa. Nu am făcut atât de multă practică pe cât mi-aș fi dorit. În al doilea rând, mă deranjează foarte tare faptul că ei pun foarte mult accent pe ceea ce faci tu de unul singur. Și totuși, venind de la un sistem în care materia ne era predată, mi s-a părut un pic ciudat în clipa în care am venit și mi-am dat seama că trebuie să învăț eu foarte mult singură. Un alt lucru care mă deranjează este faptul că plătesc foarte mult. Facultatea aici costă foarte mult, se poate face un împrumut. Practic, statul te finanțează, dar după ce începi să lucrezi, tu banii aceia trebuie să-i dai înapoi, deci ca un fel de credit, să spun așa. Problema este că el poate fi accesat doar dacă nu ai studii superioare. Eu aș fi putut să accesez acest fond dacă aș fi declarat că eu nu am studii universitare. Ori, după cum v-am spus anterior, eu am studii universitare în facultate și un masterat. Prin urmare, ar fi însemnat să mint și nu mi-am dorit lucrul ăsta, mai ales nu mi se pare nici etic, nici deontologic, nici cum vreți voi.
Mai mare facultatea trebuie plătită. Sunt aici cursuri, să zic așa că pe an, în funcție de facultate, plătești între 7.000 și undeva la 12.000 de lire pe an facultatea. Ceea ce este enorm, este foarte mult, mai ales că profesorii mi se pare că nu dau atât, nu-și dau atât de mult interesul. Examenele sunt foarte grele și destul de stresante, în sensul că examenele sunt cam ca la BAC, să zic așa, în sensul că cel puțin eu examenele scrise le-am dat de fiecare dată într-o sală de sport, o sală imensă de sport, unde nu ai voie cu nimic, nu ai voie cu căciulă, cu geacă, cu nimic. Eu, sesiunea de iarnă, când era un frig incredibil și vă dați seama în sala aia de sport cam cât de frig era, nu ne-au lăsat efectiv cu nimic asupra noastră. Îți iau ceasurile, îți iau tot ce se poate lua, inclusiv sticla de apă, îți ia eticheta de la sticla de apă. Eu eram răcită și aveam nevoie de picături, mi-au luat picăturile și m-au pus de fiecare dată când aveam nevoie de picături să ridic mâna. Mi-au verificat pachetul de șervețele, le-am spus, știți, sunt răcită, am nevoie de șervețele, nu mi le luați, că de fiecare dată când îmi curge nasul trebuiască să zic, nu vă sprați aici, adică, serios. Mi l-au lăsat până la urmă, dar mi-au luat ambalajul de plastic și mi-au verificat fiecare șervețel, ca să înțelegeți. Și mi se pare că timpul este foarte scurt, în sensul că am avut un examen, de fapt am avut mai multe examene, dar unul dintre ele, vă zic, cel care, la care m-a deranjat cel mai tare modul în care a fost pusă problema, a fost un examen de psihologie, de biologia în psihologie, să spun așa, la care am avut un eseu, un eseu pe o temă mare, eseu care trebuia să aibă minim 3 pagini, eu am scris aproximativ 5 pagini, adică aveai mult de dezvoltat, și 10 întrebări scurte. 10 întrebări scurte, al cărei răspuns necesita cel puțin jumătate de pagină. Ceea ce este foarte, foarte puțin. Gândindu-te, dar nu, cred că sunt 2 ore, nu 3. Cred că o să scriu aici dacă 2 ore sau 3 ore, cum am zăpăcit, că v-am zis anterior cu alea 3 ore și nu mai țin minte. Nu, două ore, exact, două ore pentru atât de multă informație este foarte puțin, adică nu ai timp, de-abia aveai timp să citești întrebarea aia și imediat trebuia să scrii. Este greu și în limba ta maternă, da? Păi într-o limbă care practic nu e a ta, este a doua limbă și oricât de bine îi cunoaște, e normal să nu-ți găsești cuvintele la fel de ușor cum ți le-ai găsi în limba ta maternă, mai ales că la acest curs sunt foarte mulți străini. Deci nu mi s-a părut, chiar nu mi s-a părut corect din punctul ăsta de vedere. Ca lucruri pozitive, aș putea să spun că e important că ai șansa de a te angaja. Se fac tot felul de târguri din astea de joburi și vin oameni din toate domeniile, pentru că facultatea, universitatea e mare, are toate domeniile, are și inginerie și drept și business și management și ce vreți voi. Are absolut de toate. Deci vin târgurile acestea de joburi unde își caută efectiv angajați. Deci să zic că posibilitățile există. Un alt lucru pozitiv este acest lucru că poți să faci un an, 3 ani într-unul, cum ar veni. Pentru că eu inițial am vrut să mă înscriu la facultate și să fac licență 3 ani, masterat 2 ani și după aceea doctorat încă 3 ani. Făcând lucrul acesta, practic masterul ăsta, am scutit foarte mult timp. Eu practic după ce termin aici, ăsta este planul meu, asta sper să fac, ar fi să dau la doctorat și să reușesc peste 3 ani să am deja studiile finalizate și să fiu psiholog cu drepturi depline, să am drept de practică, să am drept de semnătură și așa mai departe. Prin urmare, am scurtat tot timpul ăsta. Cam asta este despre facultatea mea. O să vă rog să mai puneți întrebări dacă ceva nu vi s-a părut clar, dacă este ceva ce ați vrea să știți despre facultate, despre cum să aplicați, despre facultatea în străinătate și așa mai departe. Deci o să vă rog să-mi scrieți în comentarii, vă răspund dacă știu, cu cel mai mare drag. Ar trebui să vă urmați visele, dar să vă faceți și niște calcule. Pentru că, din păcate, visele nu țin de foame.
Există șanse să reușești într-un domeniu, nu știu, sau un exemplu. Dacă visul tău cel mai mare este să fii cântăreț, ai șanse să faci lucrul ăsta, dar trebuie să fii foarte, foarte bun. Pentru că sunt foarte mulți alții care își doresc asta. Prin urmare, din punctul meu de vedere, ar trebui să ai și un backup plan. Să ai ceva la mână ce să poți face toată viața. Orientați-vă către meserii. Ăsta este sfatul pe care pot să vi-l dau, având la activ, practic, o facultate care nu mi-a dat o meserie fizică. Da, eu sunt specialist în publicitate, sunt specialist în relații publice, dar nu este o meserie. Este un domeniu în care atingi un apogeu la un moment dat și după aceea începi să scazi. Pentru că oamenii au nevoie de oameni noi, au nevoie de idei fresh, au nevoie de oameni dispuși să lucreze pe puțin bani, dispuși să își sacrifice zilele și nopțile și weekendurile și tot. Eu am făcut practică într-o agenție de publicitate. Mi-a plăcut maxim, a fost o experiență incredibilă. Numai că oamenii aia lucrau exagerat de mult. Deci ei tot ce vedeau era muncă. Muncă, muncă și iar muncă. Începeau munca undeva la 7, chit că programul teoretic începea la 9. Dar ei veneau de la ora 7. Știau când vin, dar nu știau când pleacă. Weekendurile la fel, lucrau de acasă, lucrau în vacante, lucrau non-stop. La 20 de ani e frumos. În clipa în care începi să crești, îți dai seama că în viață sunt și alte lucruri importante, în afară de bani. Și ideea este să îți găsești un job în care pe măsură ce aduni experiență, să fii mai bine privit și să fii mai prețuit, nu viceversa. Din păcate, cred că toate fetele și-au dorit să fie actrițe, cântărețe, modele. Din păcate, nu sunt meserii pe care să poți să le faci o viață. Sau în care îți găsești de lucru din ce în ce mai greu pe măsură ce înainte în vârstă. Meserile astea de tip inginer, doctor, avocat, nu știu, inclusiv meseriile fizice, meseriile astea în care, nu știu, tâmplar, instalator, sunt meserii palpabile cu care nu vei muri niciodată de foame. Este foarte important. Prin urmare, oricât de mult v-ar tenta să faceți o facultate simplă, doar de dragul de a o face, mai bine nu o faci. Decât să faci o facultate doar de dragul de a o face, mai bine nu o faci. Caută ceva ce să te ajute în viață, încearcă să-ți urmezi și visele, dar puneți și pe hârtie cam cât de fiabilă este. Da, regret că nu am dat la psihologie încă la început. Regret lucrul ăsta pentru că poate că acum aș fi putut deja să am o carieră înfloritoare. Dar pe de altă parte, studiile pe care le-am avut anterior m-au ajutat foarte mult în modul de a învăța. Știu cum să învăț, am învățat cum să învăț, e un lucru foarte important, să înveți cum să înveți. E un lucru foarte important să știi să citești în diagonală. Eu pentru facultatea actuală am foarte mult de citit. Adică pentru un laborator, v-am arătat într-un clip trecut un laborator pe care l-am scris, am nevoie să citesc pe puțin 25 de articole. Articole de specialitate, articole care au, nu știu, între 5 și 25 de pagini. Eu trebuie să citesc toate acele documente și apoi să scriu laboratorul meu, să scriu practic cercetarea mea. Atunci când ai puțin timp la dispoziție, e important să știi să citești în diagonală, să știi să te uiți, să găsești informația. E important să știi unde să-ți cauți informația. Toate lucrurile astea pe mine m-au ajutat foarte mult. Deci facultatea pe mine m-a ajutat extraordinar de mult să învăț cum să învăț, să învăț pe ce să mă concentrez, să știu pe ce să mă axez, să știu ce decizii să iau atunci când vine vorba de facultate în general. Știi cum e? Mi s-a întâmplat să nu mă duc la un curs pentru a sta să fac un laborator care era mult mai important. La fel cum a însemnat să mă duc la un curs care poate părea inutil, na, în ultimul curs, care de fapt este cel mai important, pentru că în ultimul curs întotdeauna se face recapitulare, întotdeauna îți spune ce se dă la examen, de fapt nu exact ce se dă, dar se fac modele și
sunt tot felul de tipsuri pe care profesorul ți le dă fără să zică, hei, ăsta este un tips. Nu. Ascultându-l îți vei da seama care sunt elementele care te ajută cu adevărat în examen. Deci, da, cam astea sunt informațiile pe care eu le consider necesare. Urmați-vă visele, dar încercați să fiți și cu picioarele pe pământ. Și cel mai important, nu fugiți de muncă. Pentru că nimic nu se obține ușor, nimic nu se obține stând, pur și simplu stând. Și am realizat un lucru, că am făcut atâția ani de facultate și dacă adun toți anii în care am fost în facultate, mi-am dat seama că în toți anii ăștia eu aș fi putut să dau la medicină. Medicina a fost un lucru către care mama m-a împins. Eu am fost și într-un liceu de profil, am fost la științele naturii, bine, nu liceu de profil, dar clasa mea a fost de profil. Colegii mei s-au dus la medicină, eu nu m-am dus la medicină pe principiu că am zis eu termin dreptul, după 4 ani deja am o meserie și sunt cea mai tare din parcare. Fără să mă gândesc că poate că dreptul nu e de mine și fără să, adică m-am gândit la chestia asta să termin repede, 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 ca să pot să încep ceva nou, adică să încep să mă angajez și așa, fără să mă gândesc, bă, mai bine făceam... Da, domeniul pe care mi l-am ales acum și pe care, să zic eu, că într-un final sunt pe calea cea dreaptă, are legătură cu medicina. Pentru că psihologia este o ramură extrem de importantă, creierul nostru este atât de complex și atât de important și psihicul nostru, pentru că foarte multe lucruri pleacă de aici. Și dacă aici avem un psihic bun, suntem mai sănătoși, suntem mai ne ferim altfel de boli, pentru că știți foarte bine, contează foarte mult și modul în care gândești, modul în care cât de optimist ești și așa mai departe. Dacă regret că nu m-am dus la medicină, într-un fel da. Dacă mă bucur că am ales să fac în final psihologia, răspunsul este de asemenea da. Dacă regret că lucrurile stau așa cum au stat, nu regret nimic, și asta pentru că atunci când faci prima facultate există șansa să o faci pentru că trebuie, pentru că e în trend să te duci la facultate. În clipa în care faci a doua facultate, știi că o faci din suflet, din pasiune, din dorință și ai o dorință de muncă mult mai mare și nu mai ai chestia aia că, mamă, iar mă duc la curs. Nu. Fiecare dată când mă trezesc și știu că mă duc și învăț din nou încă ceva și că sunt cu un pas mai aproape de țelul meu, este un sentiment pe care nu-l pot descrie în cuvinte. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare, aștept comentariile voastre, nu uitați de concurs și noi ne revedem data viitoare. V-am pupat! Pa! Oh, 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 oh